Pentru pregătirea acțiunilor specifice legate de asigurarea liniștii și ordinii publice de Paști, reprezentanții poliției locale se întâlnesc mâine cu cei ai Inspectoratului Județean de Jandarmi. Sunt vizate îndeosebi bisericile, în serile deniilor și în mod special în seara de înviere. Avem o fluctuație destul de mare și în municipiu, dar și la bisericile, lăcașele de cult de pe raza municipiului Giurgiu. Alte activități pentru perioada următoare, meciul de fotbal cu Steaua București, în data de 12, începând cu ora 19, unde vom lua măsuri speciale pentru menținerea ordinii și liniștii publice, alături de jandarmii din municipiul Giurgiu și de poliția municipiului Giurgiu. Urmează perioada 23-26 aprilie, când giurgiuvenii sărbătoresc patronul spiritual al orașului, Sfântul Gheorghe. Începând cu ziua de 23 și încheiând cu ziua de 26 aprilie. După aceea, până în data de 26 mai, vom desfășura activități specifice pentru diferite activități culturale care se desfășoară pe raza municipiului Giurgiu. Deci avem o activitate destul de intensă în această perioadă. Din 13 aprilie, polițiștii locali se vor ocupa de rezolvarea unei probleme care trenează de multă vreme în Giurgiu, staționarea în parcările din jurul pieței centrale și pe trotuarele municipiului. În acest sens, există o hotărâre a Consiliului Local, care a fost supusă dezbaterii publice. Pe raza municipiului, începând cu săptămâna 13 aprilie și în continuare, vom pune în aplicare hotărârile Consiliului Local privind hotărârea 109 din luna martie 2015 privind staționarea în parcările din jurul pieței centrale. Vom lua niște măsuri specifice conform prevederilor acestei hotărâri, hotărâre care a fost supusă dezbaterii publice și afară de această măsură care se va lua în piața centrală pentru disciplinarea circulației, vom pune în aplicare o adresă primită din partea primăriei municipiului Giurgiu privind staționarea pe trotuarele din municipiul Giurgiu. După cum cunoașteți, au fost lucrări făcute pentru amenajarea acestor trotuare și sunt șoferi care staționează în mod voit pe aceste trotuare și nu este corect. O altă acțiune a poliției locale ține de ridicarea mașinilor vechi ce staționează de mai mult de 6 luni în diferite locuri de pe domeniul public. Despre acest subiect vom reveni cu amănunte în edițiile viitoare ale Jurnalului de Știri.